Operațiune de salvare Munții Maramureșului. Patru ucrainenii s-au rătăcit în apropierea graniței și au cerut ajutor la 112. Norocul lor a fost că aveau semnal la telefonul mobil și au putut cere ajutor. După câteva ore de căutări, aceștia au fost găsiți și sunt în afara oricărui pericol. Alarma a fost dată după lăsarea întunericului. Un grup de patru cetățeni ucrainieni aflați în stare avansată de epuizare fizică se aflau în munții Maramureșului, aproape de frontiera de stat româno-ucrainiană, iar un echipaj de salvatori montani a pornit pe timpul nopții să îi recupereze. Dispeceratul Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a fost informat de lucrătorii din cadrul serviciului 112 despre faptul că patru cetățeni ucrainieni care au trecut ilegal frontiera de stat s-au rătăcit și solicită ajutor. În baza coordonatelor trimise de aceștia, au fost localizați în zona Polonica, munții Maramureșului, din zona punctului de frontieră Valea Vișeului. Polițiștii le-au recomandat să stea împreună și să nu părăsească locul respectiv până la ajungerea forțelor de intervenție. Cei patru cetățeni ucrainieni au fost găsiți de echipele de salvare și duși la sediul sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului. Toți sunt teferi, însă pentru orice eventualitate au fost așteptați de o ambulanță pentru a li se oferi un control de specialitate.